Și vă reamintesc că este surpată o porțiune importantă pe drumul național între Ploiești și Sinaia. Este vorba de 60 de metri de terasament în zona orașului Breaza. Și tocmai pentru că este vorba despre o zonă intens circulată, în special în această perioadă în care în weekend în special se merge către stațiunile montane, încercăm să lămurim ce se întâmplă cu această problemă și în cât timp poate fi remediată. Este în legătură telefonică directă cu noi domnul Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. Bună ziua! Bună ziua! Ce puteți să ne spuneți? Care ar fi cauzele producerii acestei surpări și cât ar putea să dureze lucrările? La o primă vedere, pentru că urmează să se facă o expertiză în zonă, la o primă vedere constatată de comisia care a fost astăzi acolo formată din reprezentanți de la Regionala de Drumuri, reprezentanții ISU, reprezentanții primăriei Cornu și reprezentanții prefecturii Prahova, situația pare a fi provocată de apa existentă în terasament. Acum trebuie văzut dacă apa din terasament a provenit din râu sau a provenit din versant, traversând pe dedesubt șoseaua și îmbibând pur și simplu terasamentul cu apă. Deocamdată, ce putem face noi acum, începând chiar de mâine, este să încercăm să stopăm această alunecare, pentru ca ea să nu afecteze în continuare corpul drumului. Practic, în acest moment, prima bandă nu este afectată, dar am închis-o, am restricționat circulația acolo pe o bandă, tocmai pentru că ne așteptăm ca această alunecare să evolueze și nu vrem să punem participanții la trafic în pericol. În ceea ce privește durata, poate dura de la o săptămână la două, trei luni, în funcție de ce se va constata în expertiză. Și acum fac apel la toți participanții la trafic care tranzitează zona să înțeleagă situația, pentru că ani de zile, de 30 de ani de zile, practic noi intervenim foarte repede, aș putea zice uneori chiar superficial, tocmai pentru că există această presiune a publicului să ieșim repede din cale. Ori știți că lucrării solide și care să rezide pe termen lung au nevoie de un timp mai lung. Aici va trebui să facem o lucrare de consolidare ceva mai amplă pentru a nu mai avea probleme în viitor cu această zonă. Ce variante alternative au șoferii? Pentru că, din câte spuneți dumneavoastră, această porțiune va fi închisă, e posibil pe ambele sensuri. Au varianta DN1A, au, în primul rând, că circulația acolo nu este întreruptă, este doar restricționată, deci se circulă pe a doua bandă, deci rămâne în continuare DN1 deschis, dar restricționat pe o bandă, deci variante sunt. Dar, repet, important este ca în momentul în care începem să lucrăm, să lucrăm temeinic, pentru că lucrurile făcute repede rezistă foarte puțin. Mulțumesc pentru intervenția, Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR în legătură.